La pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, preasfințitul Părinte Macarie s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Stavanger, Norvegia. Cu acest prilej, Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Românești Buna Vestire. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a rugat astăzi în cadrul Sfintei Liturghie alături de românii din Stavanger. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre viața Sfântului Nicolae și le-a amintit despre campania umanitară Ghetuțe din Scandinavia pentru copiii din România. Iată, ne-am solidarizat în episcopia noastră a Europei de Nord pretutindeni și ne-am înscris în această campanie umanitară să îmbrăcăm și să încălțăm un copilaș nevoiaș din România. Să Oferim ghetuțe din Scandinavia pentru copilașii nevoiași de acasă, din România. Și iată, am reușit să colectăm peste 20.000 de euro și să trimitem la peste 800 de copii săraci din țară articole de îmbrăcăminte și încălțăminte nouă, dulciuri, cărți adecvate vârstelor și alte daruri și în felul acesta, acum la prăzmirea Sfântului Nicolae, am reușit să le redăm acestor copilași săraci și uitați și de multe ori abandonați, am reușit să le redăm surâsul buzelor și limpezimea ochilor. E cel mai frumos cadou pe care îl putem oferi celor mici de dragul Sfântului Ierarh Nicolae. Mâine Preasfințitul Părinte Macarie va săvârși Sfânta Liturghie de Hram în Biserica Românească din orașul Bergen, ocrotită de Sfânta Muceniță Filofteia.